Bună, fetelor! În primul rând vă rog să scuzați deranjul din spate, de aici. Și da, ne reîntâlnim la un nou clip. Este un haul cu ce mi-am mai cumpărat eu în ultima perioadă. Nu sunt multe produse, dar da, și eu sper să vă placă și să rămâneți în continuare cu mine și să mă urmăriți. Bun. Și voi începe în primul rând cu câteva produse de îngrijire a pielii, să zic. Mi-am achiziționat două geluri de duș de la Sien, din Lidl. Știți cât de mult îmi plac, nu mai trebuie să repet. Unul este cu undeșea și măsline, acesta, iar acesta este cu lapte și aloe vera. Miros superb, lasă pielea foarte catifelată și sunt foarte ieftine, sunt 5 lei fiecare. Două creme de duș. Apoi mi-am achiziționat și un săpun de la Sien. Acesta este cu lotus și trandafir și miroase foarte frumos, lasă pielea catifelată. Săpun lichid de spălat pe mâini. Mă uit că nu mai am foarte multă baterie și trebuie să mă grăbesc. Apoi mi-am achiziționat și un deodorant de la Dav. Știți cât de mult îmi plac deodorantele Dav. Acesta are formulă nouă și e Go Fresh. E cu castravete, miroase foarte bine, nu transpir tot ce trebuie să facă un deodorant. Apoi mi-am luat de la Yves Rocher un șampon anticădere a părului și anti-age, anti-îmbătrânire. Încă nu m-am spălat cu el, deci nu vă pot spune exact dacă este bun sau nu, nu știu. A fost 11 lei, a avut o reducere. Dar cu siguranță mă voi spăla cu el și vă voi spune ce și cum. Și am primit cadou o mini cremă care are 15 ml, hidra vegetal. Este un gel cremă hidratantă, 24 de ore. Și o voi testa și la fel, o să vă spun părerea mea despre ea și dacă îmi place, de ce nu o să mi-o achiziționez și eu. Și mi-am luat și pasta mea de dinți preferată, Sensodyne Whitening, costă 17 lei aceasta. Bine, depinde de unde o luați. Eu mi-am luat-o data trecută din Cora, am dat 21 de lei și acum am găsit un oșan cu 17 lei. Deci un oșan mai ieftin, în concluzie. Apoi am trecut pe la Mari Noad, niciodată nu știu să pronunț exact. Și aici mi-am luat câteva chestii de la Essence. Din păcate n-am găsit tot ce vroiam să-mi cumpăr, era cam gol standul lor, Essence, dar bune și astea. Și am și bonul și o să vă zic exact și prețurile. În primul rând mi-am luat o pensulă din aceasta pentru blending, de la Essence, da, și am dat pe ea 7 lei. Este fină, acum să mă machiez cu ea, ca să vă zic exact calitatea ei. Am mai cumpărat de la Essence un fard mono în nuanța 22 și este așa, este nuanța pielii, l-am luat ca să-l folosesc ca o bază așa pentru toată pielea. Este foarte pigmentat, îmi place. Apoi mi-am recumpărat acest anti-ceață, Essence Stay Natural. Eu îl mai aveam odată cumpărat, dar mai am foarte puțin în el, în nuanța 03. Și da, îmi place foarte mult, este foarte natural, potrivit pentru un anti-ceață în corector pentru orice zi. Și mi-am luat și baza de machiaj I Love Stage, pentru că m-ați făcut curioase și chiar vreau să văd ce și cum. Bun. Apoi am fost la Rimmel London, acolo am cumpărat un creion de sprâncene, din păcate nu l-am să vi-l arăt. Bine, nu mi l-am cumpărat pentru mine, l-am cumpărat pentru 1 martie pentru mama mea, dar l-am găsit la un preț foarte bun, tot așa în Oșan, la 13 lei și de asta vroiam să vă zic. Și mi-am luat și eu o ojă de la Flor Mar, dar la fel i-am dat-o mamei mele. Mă rog. Da. Bun. Ce mai vreau să vă mai arăt? Parcă nu mai știu. A, da. Mi-am cumpărat, a fost luna aparatelor, să zic așa. Și mi-am luat, mă rog, o cremă din aceasta anticelulitică de la Elmi Plant. Și,
rog, mă dau de, de două săptămâni. Nu știu, n-am văzut mari rezultate momentan, dar să sperăm că are efect. În schimb, cred că mai mare stat văd de la aparatul acesta. Mi-am luat un aparat de masaj. Tot din, din Oșan l-am luat. Cu 60 de lei l-am găsit. Parcă. Și arată așa. Deci este așa. Aici are mai multe viteze. Vreau să vă zic că este foarte bun. Vibrează pe burtă, efectiv. Și te doare, apoi mușchiul se simte cum lucrează și are mai multe capete, are și un capăt cu biluțe, acesta îl folosesc eu, anti-servicii. Așa, încă un capăt cu tăiați, nu știu cum să-l spun. Și mă rog, acesta de protecție care se pune pe deasupra, dar cum folosesc eu apoi crema, bine, crema o dau apoi, după ce îmi fac masaj, folosesc capătul acesta simplu pus aici. Și acesta este un capăt drept pentru masarea spatelui. Bun. Și aici mi-am mai cumpărat de la Remington un ondulator. Eu mai am un ondulator de la ei. În schimb, acela care l-aveam era cel subțire, cel normal. L-am cumpărat, cred că, de vreo 2 ani acela. Și îmi doream de mult unul cu B-curl, sau cum îi spune, pentru bucle mari, sau mai mari. Și da, este foarte bun, face bucle naturale și îmi place foarte mult. Așa, acesta l-am luat, sincer vă spun, l-am luat de pe ocazii, second hand, deci de la cineva, de la o fată care îl vindea, nu știu motivul pentru care, pentru că el funcționează foarte bine și am dat 100 de lei. Deci nu l-am luat nou, dar, mă rog, pentru mine e ca și nou și este foarte bun. De ce să vă mint că l-am luat din magazin. Apoi mi-am luat o brățărică din aceasta, care, le știți, sunt celebre. Am văzut că peste tot este 20-25 de lei. E bine, eu am găsit-o cu 10 lei la Mestrul la Nicolae Grigorescu. Mergeți acolo dacă aveți drum. Apoi, dintr-un magazin din Oșan, care este un magazin, nu știu, are o denumire, mă rog, dar nu este un brand anume. Aduce de colo și de colo marfă, exact cam cum e Iloti, să zic. Și mi-a cumpărat acești pantaloni de pe mine, nu știu dacă se văd, așa, nu știu, mă rog, cu bulinuțe și cu fundița aici. Sunt niște pantaloni de bijamăluță de stat prin casă, am dat 30 de lei și sunt super moi și super frumoși, adică mi-au plăcut. Așa, apoi mi-am luat tot de la ei un ineluș, acesta, cu piatră, albă, am dat 15 lei. Bun. Și tot de la ei mi-am găsit și eu o bluziță drăguță, așa, cu buzunare așa mai lăsate și cu o ținte. Foarte mișto. Adică mi-a plăcut foarte mult. La mânecă tot așa, cu năpturele și, mă rog, genul ăsta. Și mai scurtă în față și mai lungă în spate. Iar aceasta a fost 30 de lei, parcă, sau 35. Mă rog, pe acolo. Bun, să mă uit dacă am uitat ceva. Și ultimul lucru pe care mi l-am luat, de care sunt foarte fericită, îmi doream de mult iPhone 4 și am reușit să mi-l iau. Da. Și cam atât. Nu mi-am mai luat nimic altceva. Eu sper că v-a plăcut clipul meu și ne mai vedem pe aici. V-am pupat!